Vă salut din România Verde. Sunt în România, la mine în Franța, unde locuiesc, e uscat și mă minunesc când vin aici și văd cât e de verde. No, poate pentru cei care sunt obișnuiți aici o să spună că e uscat, dar eu o să-i invit la mine să vadă ce înseamnă uscat. Când eu văd aici iarbă pe marginea drumului, copacii au frunze, la mine copacii mai bătrâni au frunze care sunt mai tineri, așa groși, cât piciorul, să spun, frunzele au cam picat și la care nu au picat, sunt uscate pe ei. No, mergem să deschidem 2-3 stupi, că na, un apicultor nu poate să stea deoparte. Și am zis că să vă filmez peisajul ăsta care pentru mine e fantastic de fain. Deci, poate cei care locuiesc la munte sau așa e ceva obișnuit, dar eu văd mai rar și atunci când văd, mă bucur și mă minunez de așa peisaj. Uite, văd și flori pe marginea drumului, cred că e super. Se pare că ție natura cu noi, nu? Aici, da, în România încă. Da. Totuși, eu cum văd aici, am înțeles că a plouat în urmă cu câteva zile. Da, a plouat. Probabil aia a ajutat, clar, și la noi. Sâmbătă spre duminică, noapte, a plouat. Acum, din februarie, au plouat 2 sau 3 ploi. Un pic s-a făcut umiditate, deci după ploi ai văzut că au început măcile să ponteze, dar după 2 zile ieșe praf. Nu mai știi unde a plouat, unde nu. Iarba nici nu a dat niciun semn că vrea să crească. Unde a întuns iarba, nu mai fost nevoie. S-a uscat cu totul. S-a tuns. Da, au mai dat așa niște ciote micuțe și ălea s-au uscat. Dar când văd aici iarbă mare, faină, verde... Spune-le că urci la munte, muntele special și... Cum? Ce munte urcăm aici? Muntele... nu mai știu, un munte fain. Urcăm pe un munte fain undeva în zona Ardealului, ca să... Dar nu dăm o locație exactă. Ca să mă situez, nu dăm locație, că nu-i frumos, dar eu cum locuiesc în Cluj, departe nu mă duc, că... Da. Nu stau bine cu vremea. Destul de aproape. Merem să vedem niște albinuțe. Introducem și niște regine. Bun, ne vedem la albine. Ia uite, am ajuns la munte. Uite ce văd eu aici. Sau de zumzum. Wow. Și văd că și culeg albinele. Stai așa să prind una. Ia uite. Negrușul. Văd și mai încolo, ia cât e de fain. Deci ăsta e muntele. Vezi, când jos e uscat și apicultorii dau sirop, cum sunt și eu, alții culeg miere. E bine dacă l-ai și de întreținere. Da. Că nectarul, polenul care vine de afară, nu-l înlocuiești cu niciun fel de sirop sau cu niciun fel de turtă. Nu-l înlocuiești. Au ce buze albine. Da, fain. Fain lucrează. Afară sunt 22-23 de grade, poate la soare e un 25, dar pentru munte e ok. Ia, cât e de fain. Și plus aici avem mesteceni sau mesteacă. Și asta e bun pentru propolis. Dar nu știu dacă se aude pe filmat, dar eu aud cum bâzi albinele, foarte fain. Wow. Mă minunez. Cât e de fain. Fain. Hai să mergem să deschidem niște stupi. Da, așa e. Bun. Și am ajuns la stupi. Avem stup multietajat. Ia să vedem dacă prindem și albina. Vine fain, pică fain. Acolo pe placă de zbor.
Foarte tare. Foarte tare. Să și deschidem. Vedem. Acum dacă e cules, că le-am văzut pe flori, deci tragem concluzia că ar fi ceva cules. Normal n-ar trebui să fie agresive, dar vom vedea. Dacă trebuie, luăm și costumul pentru că am venit pregătit. Uite așa aici în spate. Calc pe negruș. Foarte tare. Fain. Uite și fruturașul. E la cules. Ia cât e de fain. Bun, hai să vedem. Să vedem. Uite așa. Aprinsul fumului. Asta e bun. Ce pui acolo, rumeguș sau ce ai? Rumeguș. Mi s-a cam terminat de aici. Asta nu trebuie. Ai bun. Pe rumeguș, dacă pui niște picuri de esență, păi miroase fain. Nu folosesc esențe, dar e suficient asta, știi? Da. Gratile Hahnemann, astea, Hahnemann, așa e ca ce se numesc? Fundurile. Tabla de jos? Nu, asta. Da, sunt între corpuri, cuibui jos, cuibui aici. Dacă nu, urcă sus și pontează sus? Nu neapărat, depinde, dacă e cules. La noi, de exemplu, după 10 iunie, trebuie să fie an foarte, foarte bun, cu ploi, ca să mai urce sus în magazie. Anul trecut a fost cazul, dar... Anul ăsta, nici la Salcâm nu trebuie gratie. Când e foarte secetos, nu se urcă. Uite ce avem aici, se adună... Alea, știi ce am auzit despre urechelnițele alea? Ce? Că ți intră în urechi? Nu, că ar fi bune pentru... Nu mai știu să spun exact, pentru băiat vărou sau spui, ceva. Nu știu dacă neapărat da? Să spui, nu știu, habar n-am. Ce ai zis că vrei să vezi colectoarele mele de propolis. Da, nu știu, filmezi acum? Da, da. Vezi colectoarele mele de propolis. A, este. Și văd deci astea se desface și ce se deschis la culoare, fain. Da, e diferit. Și aici au avut o turtă proteică, o halită. Da, de obicei nu prea scutur albina aici. O dau undeva între... Aha, și pleacă ea singura. Ea pleacă, dacă nu, la final. Și acum să folosesc Dalta. Da, îmi place Dalta ta. Da, am uitat Dalta acasă. Acolo ai pus o ramă nouă, așa? Asta i-am pus o ramă când am fost ultima dată, știi? Aha. Asta e... E construită, fain. E construită, asta e ramă de anul ăsta. Clar, nu? Și... Vedem miere, eu trebuie să văd miere. Să gust. Să gust, eu... Eu sunt cu gustatul. Uite acum de la negruș, uite aici, e plină. Wow, oh, și încă cum se clipește, de fain. Nu știu dacă se prinde pe telefon. Da, cred că da. O, poți să bagi degetul acolo, numai nu știu dacă ce... Eu trebuie să... Sau îți dau de alta pe acolo. Aoleu, okay, asta e marfă. E bun, ia, uite. Ia uși, aoleu. Da, da. Vreau să gust și eu? Wow, deci e excelentă. Mamă mie. Hai să vedem și pe tine. Hai să... Da, uite, albinele-s cu minți, dacă ce lasă să guști. Dar e polifloră. Păi, polifloră. Acum e și negruș, dar văd și păpădii și tot felul. Nu știu, hai să vedem dacă mai scoatem una. Oricum, ca și gust, e excelentă. Folosim de alta asta. Asta e o daltă specială de apicultură. Aoleu, frate, asta e plină. Asta are. Se vede că deja o căpăcește. Deci asta de sus e sigur fain. Polifloră. Cred că da. Partea de jos. Dacă se mai dă un pic, dacă nu se moare. Partea de jos. Asta ar trebui să fie negru, știi? E negru și așa mai e. E tare, uite, tu vezi? Da, e la greul. Deci e tare asta. L-am scos afară. Da. Probabil că o să mănânce. Și pentru extras negrușul ați vorbit cu domnul Mihai Grama? Sau cum extrageți negrușul? Am vorbit, dar probabil că glumim. Să mă chine, să văd cum se scoate, știi că da. Apicultorii au diferite metode. Da, domnul Graman probabil că are metode. Da, păi, din câte am înțeles, acum personal nu cunosc, dar am înțeles că domnul știe. Oi. Picură fain. Da, deci este cules. O fi de negruș, o fi... Deci colectorile de
Colectoarele de... S-au înțepat în șosete. Propolis funcționează. Bun. Deci, ia, uite, că mi-e ceacănă aici. Probabil că... Deci tortă proteică făcută de acasă, nu? Asta ar trebui să schimb marca, am scris cu el că uite ce am aici. Furnicile... N-am ce să fac cu ele, am văzut că la stupul ăsta sunt cam multe. Aha. Dar nu am, efectiv nu am. Dar ele își propolizează aici și... Da, 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 deci nu, în stup nu intră. Acolo, în capac. Nu am ce să fac cu furnicile astea, că astea... Aici proteina încă mai are ceva, au de mâncat. Ne... După care l-am bifat că trebuie să schimb, știi? Ne divulgați și rețeta de tortă? E simplu, 10 kg de zahăr farin, da. 2 kg de api polen substitut, da, minerale, cobalt, magneziu, mangan, ai făcut un amestec în alcool și Hive Alive am pus, da, deci ca să aibă plus pentru ca să lege foarte bine sirop și cu 200 de mililitri de ulei alimentar. Și cu ce l-amesteci, manual sau cum? Am un mixer din asta de mortar. Oh, fain, un pic e de lucru, dar... Păi am o idee de lucru. Dacă nu faci chestia asta, am stupina destul de mare, poate îmi rup cuțitul pe aici. Da, 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 că văd că e propolizat așa printre unde sunt merașele la rame. Ăsta am zis că e o matcă care trebuie să o schimb, știi? Da, dacă ar vrea altul matca asta, aș dau-o, dar n-am ce să fac. A, uite ce fain sclipește. Da, 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 da. Cules, okay, în... deci, nu știu, următoarea asta e albă. Să vedem dacă o adunat și pe aia, că asta am zis că trebuie să schimb matca asta, știi? Da. Are ceva adunat aici. Da. 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 Oricum. Oricum. Cules în luna august. E bine. Dacă ai și de extras, e foi, oi. Și și mai bine. Se pare că este ceva acum. Ia mai pune turta, că mai are un pic. Da, 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 o punem ceva. Pe loc asta, sigur. Se descurcă ele. Neapărat turta trebuie pusă, că acum, să zicem că la munte e un verzic și e ok, știi? Bun. Asta, hai să ne uităm și la asta. Să luăm câțiva. Ok. La rând. Hai să vedem. Propolizat foarte tare. Da, pe să vede pe el cum e. Da. Am mâncat torta, pe de aici. Asta se văd că s-a depopulat un pic, probabil că s-a pierdut din albină. Da, o să-l verific și pe ăsta, când o să fie timpul. A, uite, și ăsta de schimba matca. Da, mă duc că sunt... La rând, că nu am nimic de... Scrie pe capac. Păi acum, care crede că care un apicultor are toți stupii 1 și 1. Da, deci am scris bine pe capac, ăsta are ceva probleme cu matca. Deci care e scris pe capac, deci din 40 de stupi de aici, da. 10 trebuie schimbate mărcile. Ai care zice că toți stupii sunt buni, eu nu cred oricum, că într-o stupină păi, sunt care sunt mai buni, sunt care sunt mai răi. Așa e. Căutăm. Căutăm și facem eforturi ca să... Încă mai are ceva de ros aici la asta. Ca să avem. Dar se vede, se vede, mă, nu știu cât se vede. Hai pe... Căutăm mai mult scurt, să vedem pe filmare. Da. Când ești cu ochiul liber, vezi mai bine. Da. Probabil că și zboară albina, nu, nu știu. Da, păi am văzut că pe flori e fain. Deci ventilează fechele. Nu știu, unde e mâncată torta proteică, înseamnă că... Păi în regulă, înseamnă că are puiet, că dacă ai are nevoie. Dacă dimineața, ar fi plin aici de albină, probabil da. Că... Ei trebuie să vii când, înainte să iasă afară. Uite-te, propolisul. Da, îl văd. Super fain. Aici văd o albit ramele aici. Da, da, da. Așa mai bine. Probabil că diferă de putere stupii, știi? Uite și aici. Wow. Da. Fain. Este albină, da? Hai să scoatem, să scot din asta o ramă. Hai să scoatem și turta proteică, îl deranjez un pic. Asta e. Se sacrifică pentru filmare. Aici e piesă de a fi albinte. Asta cred că am rupt. Da, na, atunci nu mai. Nu. Cred că am rupt asta. Vedem așa că hai că salve ramele.
Și sus văd că, cred că a rupt, nu forța. Hai să încerc să scot. Vreau să văd, astea am schimbat. La care am reușit să-i schimb rame multe, cu toate că în toamnă le verific și le... Nu, că ies afară, că-i propolizează, știi? Uite, da. Da, fain. Deci adună fetele. Este miere. Da, păi se vede că care rame nou, mai ai două aici vechi. Aici trei am vechi doar. Trei vechi și restul sunt noi crescute de anul ăsta. Fain. Deci când te uiți așa în stup, niciodată nu știi exact ce o să găsești, știi? Da. Adică, oricum, dacă picură din ramă... Au altele. Hai să vedem. Mie asta îmi place, uite cum văd. Propolisul așa e. Ce zici, o bagă aici la munte propolis? Bagă la munte propolis. Și suficient să te uiți de sus, așa, între rame, că se vede cum au albit. Da. Unde e albit. Frumos. E fain. Da. Au ceva cules, nu-i cules. Hai să vedem. De aici culeg propolisul de la... Cum le zice la ăștia, la țepii ăștia, la... Muguri, da. Pe franceză îmi vine, dar pe română nu vine. Uite și la asta cum stă cu propolisul aici. Aia îmi place. Uite-te cum este propolisul. Aia îmi place. Faiule, este ceva astea, asta l-au terminat. Să scot de aici, să nu mă scot afară. Da. Până aici. Dacă vor să mai mănânce și de jos. Am un de jos. Uite, jos, nu le-aș da de jos. Dar... Poate furnicile. Da. Deci, da, e okay. Stupii nu pot să fie toți. Da, oricum, deci, acum suntem pe sfârșit de sezon, sigur. Nu? Uite aici, trântorii jos cum stau. Da? Uite, stau la intrare? Trântorii cum stau aici. Wow! Uite-te. Dar când s-a întâmplat trântorii. Asta? Am avut înainte trântorii. Să ploaie sau cum? Păi eu scos că nu mai aveau proteină, știi? Aha. Eu scos afară. Uite că acolo și... scos un pic. O să punem aici, că le adunăm la final, că nu lăsăm. Bă, când e... cum e... la noi, dacă e secetă, cald, mare și nu mai au cules, nu o durează mult și afară cu ei. Da, asta e. Afară. Asta... Se zice că păcește deja. Da. Asta să vedem. E o macă verde. Eu să știu că nu schimb măcile neapărat, că nu mai merge. Și numai când le vezi deci, că... Deci văd că... Nu urmă, mă zic, bă, îmi trebuie măci nouă. Asta cred că nu are plasă din aia de sub. Mi-a rămas câțiva fără, că i-am adus. Ai, fain oricum. Da, deci ele lucrează, îți dai seama câte sunt plecate, dai stupul de pe cântar, au zburat, nu știu, 600-700 de grame de albină, știi? Da, pe aia e... Dacă... Asta e macă de schimbat, am scris pe ea. Și am ridicat. Asta putem să... Să o schimbăm? Am scris pe ea macă de schimbat, da. Bun. Mă, deci aia e și la mine, și la... Și la fiecare. Și la fiecare, când mai sunt măci care le schimbăm. Hai să vedem ce macă e asta. Mi-am pierdut bulina. Nu, dar e clar că asta mi-a făcut treabă și trebuie să o schimb. Uite cum vine și polen. Da, nu stau în fața lor. Să se blocheze un pic asta, dacă nu se văd dacă urca marca sus, știi? De-aia mă uit aici. N-am urcat. Aca la n-are gratie. Păi n-are gratie și de-aia, dar uite, urcat mierea sus. Aha. Dar știi cum e? Hai să-l mai las totuși, nu știu, hai să-l iau pe următorul care... Adică lucrează, dacă îi băgăm marca, se oprește, știi? Da, dacă n-are gratie, un pic mai ușor urcă. Urcă mai ușor, da, uite-te. Hai că lăsăm, mai o pasez marca asta. Tu știi? O pasez un pic, că dacă îi schimbăm marca, se oprește, știi? Da, păi un pic se dereglează. Un pic și o caută, știi? Wow, mai de o dată. Wow, da. Bă, asta frate. Trebuie iarăși. O lăsăm pe asta în pace să... Iarăși trebuie, wow. Păi... Și negruș. Wow. Zic că tu ești cu analizele la miere. Acum specialist nu-s, că... Deci nu e o... Hmm. Hai să...
O să dărăm un pic de fum deasupra. Sau să nu mai umblăm la asta, ca o să curgă nectarul pe jos. Cum vrei tu, dar uite ce ai făcut aici. Ai făcut baltă. Lasă-l acum pe ăsta, îl iertăm. A avut un moment de norocul Samei. A venit pe la mine cu o scăpată asta, dar următoare. L-a iertat. A, uite așa ușor. Hai, da, să dă fain, să dă fain. Poate n-ar trebui să filmăm că scade prețul. Ah, da. Mă, așa am auzit că ar scădea prețul. Uite punga asta de aici, uite cum mânca proteină. A primit cam un kil de proteină. Bă, nu, e deci bun. mai mult o primit. Că a primit două pungi, asta e la a doua pungă, știi? Da. Și nu tai punga, ia le o sparg singură, așa-i? Păi da. Oh, un pic îi fac în mijloc, știi? Îi fac da. O din asta, știi? O găurică? Da. Aha, și pe de acolo știu iale. A, uite, asta a luat-o mai puțin, aha. Asta e mai slab. Ce-am pe capac? Trebuie schimbată? Nu. Nu trebuie schimbată. A, oricum. Hai că nu mai filmăm. Deja... Aha, mai filmăm atunci când schimbăm. În rest, nu, sunt fain. Care-s mai fain, care-s mai... Dar văd, eu de sus văd cum s-au îngroșat ramele. Rame albite, deci clar, treaba e faină. Să ai așa ceva în august. Hai că o schimbăm pe asta. La mijlocul lui august. Asta e niște masă de schimbare, da? Că asta nu mai iertă. Ok, mă, dacă o să vezi tu. Dacă-i scuturi rama și vezi că... Dacă-i scuturi rama și văd că curge din ea, zic că iar nu mai... Atunci nu mai scutura rama. Da, stai să scot asta, că văd că asta e... Uite că are crăpăcit. A, nu prea. Asta, gata, asta e, trebuie schimbat. Am scris pe capac, știu de ce am scris. Nu... Da, păi acum clar, fiecare apicultor. Dacă ai un pic fum. Da, fiecare apicultor își cunoaște stupina, își cunoaște albinele și știe. E un pic rău, știu. Da, e bun. L-am ținut minte pe asta. E bun dacă e un pic rău, că primește genetică nouă. Ia să vedem. Vă scot prima dată una din margine de aici. Stai să duc ceva de la mașină, oprește-mi. Ok, dăm pe pauză. Dăm pe pauză și revenim. Gata, continuăm gata. Acum. Sunt în acțiune. Action. Sau în acțiune acum. Să vedem. Care? Și un pic trebuie să știi să o lucrez cu cuțitul ăla, că e din Irak, știi? Da? Dar l-am primit la un coleg, de la un coleg. Ok. Dar că prima ramă văd că da. Mai greu. Da, ăsta trebuie să scăpăm de... Oxistripo? Da. Vezi că prinde deja umiditate, știi? Că de-aia ți-am zis că trebuie scoase acum. Bă, le pun jos, că după aia o să le adun de aici. Are și ăsta care e mai slab. Da, ar trebui să nu, să nu... acum glumesc, Sami. Să nu fie agresiv. Da. Nu. Ce? Nu, păi, dacă au cules, sunt mai liniștite, știi, diferit. Ai, are puiet fain, dar degeaba, că nu mă încălzește cu nimic. Da. Știi cum e? Sunt care fac puiet fain, dar... Nu se dezvoltă. Nu umple lada, știi? Uh-huh. Nu, cred că... Nu, e gol. Pe oricum nu mai au trântor, deci nu, nici nu se pune problema. Da. E gol. Au fum? Nu cred, deocamdată. Deocamdată. Au o bine matca asta, dar nu mă încălzește cu nimic. Nu știu dacă e marcată, în sensul că normal ele tot trebuie să fie marcate, dar... am văzut acum la stuparul că a dus ceva vopsea mai interesantă da, și da, o să încerc. Da, i-am cerut și eu că și eu vreau să... O să încerc și eu, da. Să vedem. Hai, fugiți din fața cuțetului. Da, hai să vedem. Are larvare acolo? Da, și pontat are. Da, păi are cules, dar nu văd polen mult. Mă, să știi că nu văd nicio. O matcă care mere rău, uh-huh. Să vezi că cu polenul stă rău. Crezi că se mai dăm o șansă? Cam 10 nu. De schimbat aici. No, ok, bun. Șansă? Adică au avut șansă în sezon. Tu cunoști mai bine, da. Au avut șansă în sezon. În sezon nu m-o lămuri cu nimic. Înțelegi? Și atunci nu mai are rost să țin, că nu mai are rost.
Câte aramă de puiet e asta? Cred că e a patra, cred că. Nu, e a cincea, am avut pe prima de anul. Uite, că aveam iere. Are. Unde? Și aripa un pic cam stricat acum. Tu decizi, eu nu decid nimic. Ia, o schimbăm. Ok, hai că o colectăm și o păstrăm. O colectăm aici prima dată. Și apoi îi decidem soarta, adică îi decizi tu soarta. Nu omorâm nici într-un caz, dar... Așa. Ok. Așa. Prin căpăcelul. Nu știu dacă am filmat, că mă uitam în altă direcție. Acum n-are nimic, deci aici okay. E regina. Da. Bag un buzunar, numai să nu se deschidă. O să o duc la mașină, să stea la recoră. A, mut un pic rama aia la altă să vedem, are poiet și pe celelalte ce totuși. Opa, ăsta luăm de aici, deci are poiet, vezi, dar degeaba că nu mă ajută cu nimic dacă el până acum nu... Și pe aia are o palmă de poiet? Da, uite dacă ea este polen. Aici este un pic. De polen? Vezi, un pic este. Ah, puțin, da. Ok. Dar dacă nu dă înainte, degeaba. Nu. Știi? O să trească, să cureți pe funde, la toamnă. Bun. Bun. Nu. Cred că atât, așa-i? Ok. Bun, ai... ar trebui să lăsăm vreo jumătate de oră să introducem, da. Dar putem să i-o dăm acum, dar o jumătate de oră îl ținem fără marcă. Da. Deci îl lăsăm cu... sigilul. Da. Cu sigilul închis. Exact. Scoate albinele însoțitoare. Să scoatem albinele însoțitoare. Uite regina. Așa. Mușică. Cu grijă mare, că regina nu ponta deja de câteva zile, s-ar putea să zboare. Știi? Și atunci cu grijă mare... Eliberăm albinele. Stai, mă, că mai zboară reginele, la toți apicultorile zboară albinele, reginele, pardon. Da, eu nu vreau să zboare și-a mea. Păi eu știu că nu vrei, dar... Adică vreau să zboare doar la zbor din perechere. Hai. Eu zic să-i rup un căpăcelul ăla mic dacă se intre albine la ea, știi? De hrănit o hrănește prin astea. Ok, bun, atunci. Uite. Hai. Așa, bun. Gata. A mai rămas una leșinată. Una e moartă, dar ea nu deranjează. Bun. Pune acolo și peste jumătate de oră îi dăm drumul. Tu vrei peste jumătate de oră să-i rupi? Da. Nu, lași o zi de-aua. Nu, că nu cred că mai ajung și înțelegi. Și oricum o acceptă. Bun. Chiar dacă e din altă rasă, e un pic și albina asta de aici, e galbina, ar trebui să nu fie probleme. Da. Să vedem. Deci o lăsăm până plecăm așa și după aia desfacem. O să pun pe... așa, bun. Și aici mai avem o ramă. Ok. Bun. Cam greu. Poate n-am un pic. Nu mai vin și atunci, sigur că dacă ar fi acasă, stupină, aș proceda altfel, dar dacă sunt aici... Bun. Și oricum aici... nu se pune problema să nu accepte. De aici Sami, te las pe tine, predau mulțumesc... Da. Mulțumesc frumos, mare ajutor. Noi și sărbătorim acum, dar prin o zi la stupi. Și... să vă arăt aici un pic zona. Nu vin tata ziua. Da. Frumos. Deci negrușul e lângă stupi. Da. Și aici este peste tot. M-a întrebat cineva dacă pun stupii cu direcția de zbor încolo, culeg albinele din spatele lor la un lan de floare. Culeg, dar și au busola ca să se întoarcă. Da. Mulțumesc. Bun. Mulțumesc, da. Sami. Vă salut și eu și numai bine, sănătate. Vedem. Sănătate mult. Sami în acțiune, tocmai introduce o matcă. Schimb de mame. Frumoasă mătcuța. Da? O pune frumos aici în cutiuță și o să o introduc în stup. O să rupem căpăcelul după o jumătate de oră. Bună. Și opa, nicio problemă. Ce mai întâmplă? Da, trebuie băgat mai bine ăla, știi? Așa. Da, îi dăm mamă nouă. Acolo. Așa.
Ok. Bun. Mulțumim, Sami. Cu plăcere. Bun, hai că am venit și la stupul. Asta e stupul sondă. Stupul sondă, stupul conectat. Da, este conectat la... Ia uite. Un cântar care este dedesubt. Te trimite SMS-uri când îl întrebi. Antena. Da, și aici ai bateria, 44 de amperi și hai. Sistemul. Baterie de Dacia. Da. Ține vreo 6 luni bateria asta. Da? Și dacă te uiți să vezi greutatea cât e acum, dar au fost arat de la 0,08, dar au zburat cam 800 de grame de albine au zburat. Da, da, da. Și culeg acum. Bateria e 11%, temperatura 21 de grade, umiditatea 78%. Aha. Și semnalul GSM 61%. Deci baterie 11%, nu mai e mult. Păi 12,5 are și asta. A, 11% e 11, și ceva la soare, să vedem încă. Deci 11, nu e cât curent mai are. 11,1 volți mai are în ea. Ok, ok, ok. Am zis eu poate da. Altceva. Da, bine, hai să vedem în stup. Și asta cum e cu SMS când îl... Când îi trimit de pe telefon stup, când îl trimit înapoi. Îi trimit ce are și el îți dă. Greutate, umiditate, temperatură, bateria cât are și dacă îl răstoarnă vântul sau îl fură cineva, știu. Adică îți trimite SMS dacă mai apucă, probabil. Aha, deci ai și acolo un urdiniș. Da, aici deci la mâner. Nu e un urdiniș de ciocănitor aici, la mâner. A, ăsta e făcut din iarnă, știi? Aha. Ăsta e făcut din iarnă și ăștia stup personalizați. Da? De ciocănitoare. Deci ciocănitoarea s-a gândit să personalizeze stupii mei, știi? Cam așa arată, uite, aici au avut proteină. E bun, uite și ramele. Da, probabil că și-o schimbat din generație. Asta a mers foarte bine. Asta a dat polifloră 20 de kilograme. Hai, da. Hai să văd ramele cum sunt. Asta punem jos să luăm. Albite. Da. Astea noi. Propolis, ca de obicei, ai văzut propolisul, da, care îmi place, bune. Îmi place. După aia iei pânza aia, ce faci cu ea? Da, pânza aia o pun în congelator. În congelator, ok. Da, și... Să vede și pe rame cum stă propolisul. Fain. Da, deci au ceva cules, nu ceva exagerat, la polifloră sau la negruș sau poate fi și mană. Da, au plouat și s-au învățit okay. Aici și... Da, văd flori acolo. Este ceva galbene. Are undeva la 2 kg, 1 kg jumate, peste 1 kg jumate, 2 kg. Vede cum sclipește toată rama. Da. Deci adună ceva cu ei, au activitate. Da, acolo peste drum am văzut iară. Peste drum. Peste alt teren. Sunt acolo niște flori. Păi până jos rândul ăla. Nu știu cum să se numesc. E foarte frumos. Uite aici rame construite. Astea, uite de câte au construit. 1, 2, 3, 4. 5. Deci că ele lucrează și acum și construiesc. Ai seama, în deci construiesc și acum, în august. Fain. Ok. E bun, e bun. Okay. Excelent. Nu e rău. Mă, nu e rău, nu e rău. Deci, la, eu spun stupii noștri. Sau n-am, mai discut cu alți apicultori. Nu uitați să pot lăuda cu asemenea performanțe. Deci, clar, să ai cules în august. Acum, ce să zic, și plus văd că e verde. A fost un an foarte dificil. Peste tot a fost dificil anul ăsta, e jale. Și nu ne ajută vremea, asta e problema. Uite, dacă mai prinzi un pic de căldură... O să dea capul. Oi. Trifoi. Fain o să fie. Acum, la ora actuală, 5-6 rame de puiet. De la 4 rame de puiet în sus, dar... Specific, rame de puiet care sunt proporții de, să zicem, ce am văzut noi, 80-90% pline cu puiet, da, cu mierea da. În corpul de sus. Și acum se poate să fie un cules de întreținere și de... Cred că o să și storce, la cum am văzut. Mă prognozez așa, dar să, na, sperăm. Numai dacă nu se oprește de tot, dacă cum văd eu pe aici, da. E fain, nu se oprește de tot. Văd, uite, flori, trifoi. Florile alea,
Trifoi, fain. Și ăla de acolo. Hai să mergem mai aproape. Hai să mergem până acolo. Nu știu dacă nu o să putem trece, știi? Păi acum ne oprim la gardă. Vezi că nu dă iarba. Da, da. Nu-l cunosc. Da, și acolo poți să mai apropii, mai aproape sunt niște flori. Dar acolo, tu vezi că e zmeură. E zmeură și printre. Da, printre e o floare înaltă. Ia să vedem dacă o prindem, dar cred că se vede. E mov așa. Da, nu trecem dincolo, că am trecut pe privată, dar albinul da. Nu poate să treacă. Și zmeura, și zmeura, acum e gata. Da, 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 la zmeură. Da. Uite. Plin de flori. Ploaia ajută foarte mult. O, da. Dacă se mai ploaie, probabil că știi ponderea la hectar, la trifoiul ăsta, știi? Da. La trifoiul ăsta e 250 de kg, da. Toată treaba stă în ploaie, adică să ploaie din 3 în 3 zile da. Măcar, știi? Să aibă umiditate ca să se crete. Deci cărțile de apicultură, cărțile de apicultură zic 250 de kg la hectar. Da, deci, păi apă să fie și... Uite negrușul, nu? Temperatură, da. Negrușul peste tot pe aici. E fain. Nu mai arătăm, nu mai arătăm ca scade prețul la mere. Și muscă, și fluturi am văzut că mărg. Deci când mărg toate insectele, nu mărg pe degeaba. Da. Nu mai arătăm că scade prețul la miere. Uite acolo, stup, e bun. Vă salutăm și... Și numai bine de la Cluj. Numai bine. Concediu plăcut. Da. Spor la muncă și toate cele bune. Vă salutăm. Sănătate, numai bine. Pregătire... serioasă. Unde cu slănina grătarul înainte de încălțeară. Cea pentru pofticioși. Să vadă șeful cât te iubește. Cât te iubește, adică. Mama mia. Chiar dacă pofticioși el îl amăgește. Wow. Hai, ai, 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 ai. Și asta e filmare pentru aia care sunt tari de inimă, nu pentru aia slabi. Deja aproape gata. Tentante. Așa spunea și eu. Trebuie mâncat bine. Da. Trebuie să mergem în casă. Dacă vreți, băieți, și la botul calului se poate servi, că parcă mai bine pică, știi? Am gustat. Unii am văzut. M-am ales de o bucată de carne, un mic. Atât. Am înțeles. Aoleu. Diversa genetică de tot.